Bună dimineața, Transilvania! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. V-am pregătit pentru matinalul acestei dimineți subiecte interesante. Vorbim, spre exemplu, despre concertul extraordinar al lui Joe Satriani, ce va avea loc la Cluj-Napoca, în același timp despre vizita unui activist important de mediu, Bernardo Belloso, ce vine la Cluj-Napoca în această perioadă, Bienala de Ceramică, un subiect foarte interesant, un turneu național de muzică Fadu, și vedem ce mai face și prietenul nostru Ernő, artistul care a plecat pe jos într-o călătorie de la Cluj-Napoca până la Londra. Mă întorc acum la primul subiect, concertul Joe Satriani, ce va avea loc în data de 13 octombrie la Cluj-Napoca și pentru care, apropo, în întreaga săptămână v-am oferit invitații gratuite. Ei bine, și astăzi avem la dispoziție un concurs. Sunând la numărul de telefon afișat pe ecran, puteți câștiga două invitații a câte un loc pentru concertul Joe Satriani, ce va avea loc la Cluj-Napoca, 13 octombrie, 19:30, la Sala Polivalentă. Iar acum îl am alături de mine pe Cristian Petică, organizator acestui concert. Bună dimineața, Cristi, bine ai venit! Bună dimineața, sunt unul din organizatorii acestui concert, că suntem o echipă mai numeroasă. Întâi de toate mulțumim pentru invitația dumneavoastră de a ne ajuta să ne promovăm pe ultima 100 de metri acest eveniment. Exact cum spuneai și tu, evenimentul se apropie cu pași, importanți. Da, îți propun acum să vedem un clip despre acest concert și revenim imediat în platou. În regulă. Hi, this is Joe Satriani. I've got a new record coming out and it's called Shockwave Supernova. Brian Beller, with Mike Keneally, with Marco Miniman. Feel the excitement, hear the silence. No, I mean the crickets. I mean, you know what I'm talking about. Nu uitați, doamnelor, domnilor, sunând la numărul de telefon afișat pe ecran, puteți câștiga invitații gratuite, două invitații, a câte un loc pentru concertul Joe Satriani, ce, repet, are loc la Cluj-Napoca în data de 13 octombrie la ora 19:30, Sala Polivalentă. Cristi Petică este alături de noi, ne spune mai multe despre asta. Bun, avem în momentul de față mai puțin de o săptămână până la eveniment. Pregătiri pe ultima 100 de metri. Pregătiri pe ultima 100 de metri. Satriani vine spre noi în data de marți, da, de 13 dimineața, la ora 10, va fi cel târziu în Cluj. Asta pentru că în data de 12 are un concert în București. Și pe data de 11 va fi la Sofia. Dar astăzi vorbim de Cluj, cel absolut mai important eveniment, care urmează să se întâmple, din punctul meu de vedere, în această toamnă la Cluj. Prezența este destul de bună, sau vânzările de bilete în momentul de față este destul de bună. S-au dat în jur de două treimi din biletele care s-au pus în vânzare și așteptăm pe ultima 100 de metri să se epuizeze toate celelalte bilete rămase în vânzare. Un interes crescut al publicului față absolut de evenimentul Satriani. Absolut, da. Suntem surprinși și noi pentru că există un interes bun pentru acest eveniment. Dovadă că publicul clujean este un fin cunoscător a acestui gen de muzică. Clujenii sunt pasionați de rock instrumental. Absolut, da. Și avem și o deschidere interesantă propusă chiar de însuși Satriani. Dan Patlanski este un sud-african care merge cu Satriani în tot turneul european, mondial, și propunem un show de zile mari în seara de marți, pe care cei prezenți nu vor avea cum să-l uite prea curând. De altfel, Dan Patlanski va și deschide concertul Joe Satriani, da, și a declarat că este extrem de încântat pentru acest lucru, el fiind un mare fan Satriani, da, iar artistul reprezintă o adevărată inspirație pentru el. Absolut, și pentru asta vreau să punctez și eu. Joe Satriani este un inovator. Dacă urmăriți și recentul album lansat în 24 iulie de Shockwave Supernova, este o dovadă de virtuozitate, dacă mai era nevoie de așa ceva, un talent imens și, în același timp, o inspirație pentru cei care sunt pasionați de acest instrument.
show-ul, spectacolul ce are loc la Cluj-Napoca, practic face parte dintr-un turneu mondial de Shockwave Tour, da, care, din fericire, așa cum spuneam, poposește și la Cluj. Și la ce Cluj. Piese aduce el în fața clujenilor, pe lângă celebrele Crying, consacratele piese ale Always With Me, Always With You sunt cele mai cunoscute și cele mai apreciate piese ale lui și mai sunt câteva surprize pe care artistul le pregătește în seara de marți. Aș prefera să le ținem, eu știu, ca și o surpriză pentru cei prezenți în seara de marți și să încurajăm pe cei care încă nu și-au luat bilet la acest eveniment să meargă la punctele de vânzare din Cluj. De astăzi vom avea, de exemplu, de la ora 11, punct de vânzare și la sala polivalentă, deci cei care doresc să-și achiziționeze bilet pot merge de azi începând până marți și sâmbătă și duminică și luni și marți până la orele 18-19 seara să-și procure biletul de acolo fără nicio problemă. Și înțelegem că pot fi cumpărate și de pe site-ul eventim.ro și partenerii săi. Și există un stand în Julius Mall, aici în Cluj, unde se pot procura bilete liniștit lângă centru info, ca să spunem așa mai exact. Joe Satriani se întoarce la Cluj-Napoca, se întoarce în România, practic, după un succes răsunător în anul 2013. Da, este și-a pus pe hartă aceste două orașe, București și Cluj, datorită acelui succes înregistrat, unde recunoaștem și calitatea organizatorului care s-a ocupat de acel eveniment în 2013, că fără un promotor care să pună lucrurile și să împingă lucrurile către un chest al evenimentului, nu se poate. Așa muncim și noi de câteva luni de zile intens pentru acest eveniment și menționez că în acest moment Clujul este de departe cel mai bine vândut eveniment al lui Satriani dintre cele trei care sunt înaintea, sau cele două, București și Sofia, ca să spun așa, în acest moment. Așadar, înțelegem că oarecum polul de interes artistic se mută, se mută spre inima Transilvaniei, se mută spre Cluj-Napoca. Da. Până la urmă, încurajăm și fanii din București să-și achiziționeze bilete, pentru că el promite un show de excepție și acolo. Va fi un show de zile mari, v-am zis, cum și publicul clujean cu siguranță nu-l va uita prea curând. Și invit pe această cale și mă repet să meargă la casele de bilete și să achiziționeze biletele rămase disponibile. În pleiada de evenimente culturale, de evenimente artistice ce au loc în această perioadă la Cluj-Napoca, cum se integrează concertul Joe Satriani? Foarte bine, foarte cum bine. Cum îl vedeți în bine. Peisajul artistic clujean? Foarte bine. Este altceva decât oferă, eu știu, piața în acest moment. Aici pregătim un alt spectacol pentru decembrie care va fi, zic eu, un succes. Așa se anunță de pe acum. Ne dai câteva detalii? Kings on Ice cu Evgeni Plușencu și Edwin Marton. Vor fi prezenți la Cluj și o serie de campioni europeni, mondiali. Și analizăm foarte bine evenimentele pe care încercăm să le ducem aici, pentru că publicul clujean este foarte, foarte selectiv și trebuie să fim atenți la ce propunem, pentru că altfel riscăm să fim sau nu ne dorim să avem un spectacol cu jumătate de sală sau cu public redus. Ceea ce nu va fi cazul, cu siguranță, la concertul Joe Satriani ce va avea loc. Nu, estimăm că vom fi undeva la sala, are 6700 de locuri disponibile. Vom avea, spun eu, undeva puțin peste 5000. Așa că haideți să facem să-i facem o bucurie legendarului chitarist Joe Satriani, o dată de 13, și să oferim o sală plină și să plece de la Cluj cu o amintire plăcută. Iar noi vă ajutăm, doamnelor și domnilor, în acest sens, sunând la numărul de telefon afișat pe ecran, puteți câștiga invitații gratuite la acest concert, ce, repet, va avea loc în data de 13 octombrie, ora 19:30, sala polivalentă din Cluj-Napoca.
Aș vrea să mai punctez câteva lucruri. La inițiativa artistului, cât și a noastră, am oferit atât studenților, elevilor, cât și pensionarilor o reducere importantă pentru a participa la acest eveniment. Dovadă că se și mișcă lucrurile în sensul ăsta. S-au cumpărat foarte multe bilete de către studenți, de către elevi. Și pe lângă această inițiativa noastră și a artistului, a managementului artistului, îi pregătim o surpriză lui Satriani, aducem de la Sibiu o fundație, o asociație care propune noi chitariști pentru România. Aducem în jur de vreo 150 de copii care au avut săptămâna trecută, în data de 3, un spectacol în Sibiu. Excelent! Și vrem să-i facem o surpriză în sensul ăsta. I-am invitat, vor participa și vor fi într-un număr, zic eu, mare. Trebuia să fie vreo 200, dar confirmările, pe motiv că este marți, ora dificilă de întoarcere spre Sibiu, ne-au confirmat în jur de 150 de copii care vor fi prezenți marți seara, zic eu, într-un sector dedicat. Și poate vom pune așa sub egita Little Satriani Ambassadors pentru România. Așadar, copiii de la Sibiu vor fi ambasadorii lui Satriani în acest concert. Felicitări! Mulțumim frumos și încercăm de fiecare dată, la fiecare eveniment pe care îl organizăm aici și în alte părți, să avem o componentă socială, adică noi deja ne interesăm de câteva case de copii din Cluj, care au nevoi, slavă Domnului. Absolut. Și încercăm să-i ajutăm cu ce putem. Financiar, cu produse, cu tot felul de lucruri care, din punctul nostru de vedere, sunt extrem de necesare în mediul acesta, care este destul de privat de atenția politicului și ce... Așadar, o inițiativă artistică, până la urmă, cu impact în zona socială. Da, ne interesează foarte mult și colegii mei sunt extrem de sensibili la tot ce se întâmplă în zona asta și mi se pare de bun simț ca din ceea ce oferi, din ceea ce primești, să și oferi ceva către cei care nu au posibilitatea de a fi ajutați, eu știu, în alte zone. Apropo de asta, vreau să spun că TVR Cluj realizează o producție media inedită în Europa, prima producție pentru care lucrează 3 reporteri de televiziune cu sindrom Down. Se numește Fără Prejudecăți. Și apropo de asta, doamnelor, domnilor, ne vom revedea astăzi de la ora 17 pe TVR Cluj la Fără Prejudecăți și mâine în reluare de la 13:30 pe TVR3. Cristi, mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări. Le repet telespectatorilor noștri, sunând la numărul de telefon afișat pe ecran pe tot parcursul ediției de astăzi, Bună dimineața Transilvania, pot câștiga invitații, 2 invitații, câte un loc la concertul Joe Satriani, ce va avea loc marți, 13 octombrie, ora 19:30, la sala polivalentă din Cluj-Napoca. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor, în câteva momente îl vom cunoaște pe Bernardo Belosso, un activist de mediu extrem de cunoscut la nivel mondial. Urmărim un reportaj și revenim în platou, rămâneți cu noi! Soy Bernardo Belloso de la Asociación para el Desarrollo de Salvador, CRIPDES. La problemática de violencia en nuestro país, consideramos de que parte de los modelos de aplicación de las políticas neoliberales que no vienen a favorecer a las grandes mayorías. Y en ese sentido, muchas de los productores en el área rural han tenido que emigrar hacia las grandes ciudades para poder obtener un trabajo. Y eso es fruto de la violencia que también estamos viviendo en nuestro país. Cada día crece más el índice de criminalidad. Y eso como organización, nosotros lo que estamos tratando es desarrollar campañas de concientización y educación en las comunidades, principalmente con las generaciones nuevas, en este caso los jóvenes, y tratando de poner iniciativas productivas para poder erradicar el tema de violencia y pobreza que tenemos en nuestro país. Y a eso estamos aunando también diferentes campañas a nivel nacional
planteando la necesidad de desarrollar un sistema de educación a través de los diferentes medios para la población, ¿no? Que llame a incorporarse a todos los procesos de cambio que debemos de apostar. Como organización consideramos de que Desarrollo y Paz ha jugado un papel muy fundamental en el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestros pueblos. Y en ese sentido es importante a que continúe con todos estos procesos. Si bien es cierto, vemos cambios, pero no son lo suficiente para las grandes mayorías a nivel latinoamericano. Y continuar en ese proceso de incidencia como siempre lo han hecho, apostándole a ese desarrollo en todas las partes. Gracias. Bernardo Beloso a susținut, doamnelor, domnilor, la ediția de astăzi a matinalului nostru. Bună dimineața, Transilvania. Bună dimineața, Bernardo. Buenos días, Bernardo. Muy buenos días. Agradecer a la televisión por recibirme, también al pueblo de acá de Rumania por recibirnos, particularmente a la organización Mining One de Rumania por invitarme y compartir con la gente acá en Rumania sobre la problemática existente con el tema de minería. Y bueno, mi idea es aprender de la gente de Rumania con todos los procesos de lucha que se hace y ver qué hacemos. Bună dimineața! Primul rând să mulțumesc canalului de televiziune pentru invitație și de asemenea și românilor pentru că m-au invitat aici. Cu specială gratitudine față de Mining Watch România pentru această ocazie de a învăța din experiențele poporului român și a vedea ce putem face mai departe. Bernardo, ne mulțumește pentru că am oferit oportunitatea să ne spunem mai multe despre acțiunile sale. Noi vrem să-ți mulțumim și ție pentru că facilitezi dialogul dintre noi, pentru că ne ajuți cu traducerea, astfel ca toată lumea să ne înțeleagă. Bernardo are o activitate impresionantă în domeniul activismului. Cum a pornit în acest drum și care sunt principalele direcții în care el vrea să acționeze? En primer lugar, gracias también a usted por estar aquí, gracias a la intérprete por facilitar el diálogo. Bernardo, tiene usted una actividad impresionante en el dominio del activismo. ¿Cómo empezó? Bueno, prácticamente en Centroamérica, en El Salvador es un país sumamente pequeño, que últimamente ha sido sediado o codiciado por las empresas mineras, dadas las altas concentraciones de minerales, particularmente oro, plata y cobre, que hay en el subsuelo salvadoreño. Y eso a las empresas mineras les ha... sienten una urgencia por querer explotar ese yacimiento mineral. Y eso, pues, prácticamente ha ocasionado grandes conflictos sociales y ambientales en El Salvador. Pentru început, America Centrală, El Salvador, este o țară foarte mică, dar care a căzut sub atenția companiilor minere datorită prezența mai multor minereuri în subsolul din El Salvador, cum ar fi aurul, argintul și cuprul. Și din această cauză, multe companii au vrut să exploateze subsolul țării și asta a dus la conflicte și la sentimente de revoltă în cadrul poporului din El Salvador. Așadar, astfel de state care au resurse, care au posibilități de vin, să spunem, adevărate ținte de exploatare pentru marile companii ce își doresc să ia de acolo până la urmă tot ceea ce este de luat și să dezvolte afaceri, foarte mulți bani în spate, în urma cărora rămâne ce? Así que países como El Salvador, que tienen recursos naturales, se convierten en el punto de mira de empresas que quieren explotarlas, que quieren conseguir dinero a través de estos recursos naturales. Pero después de esta explotación, ¿qué queda? Bueno, prácticamente después de un proceso de explotación, principalmente de la explotación minera metálica, lo que hacen es destruir el paisaje, obtienen los recursos, las grandes transnacionales, y estos recursos pues son comercializados, las grandes ganancias se las llevan las empresas mineras. Y al final, cuando termina un proyecto minero, lo que queda es desastre. Conflictos sociales,
destrucción de los ecosistemas, contaminación del recurso hídrico. Entonces queda una destrucción masiva sin posibilidades de que los gobiernos puedan nuevamente recuperar esas áreas que son destruidas por las empresas mineras. Y en algunos casos se genera también conflictos sociales entre la población afectada y las empresas mineras. După ce au încheiat în general exploatarea în țară, ceea ce rămâne în urmă este peisajul distrus, câștigurile se duc mai mult către companiile miniere și lasă în urma sa dezastru, ecosistemul mediu-ambient complet distrus, conflicte sociale și contaminare în ceea ce privește apa din țară. Iar de multe ori guvernele nu pot să facă nimic pentru a recupera peisajul pe care l-au exploatat companiile miniere și asta duce de cele mai multe ori la conflicte între populația din această țară și companiile miniere. Și aici intervine Bernardo, munca sa, activitatea sa și încearcă să normalizeze, să spunem așa, lucrurile. Asta înțelegem. Y nosotros entendemos que aquí interviene usted y su trabajo y su actividad que intenta normalizar un poquito. Bueno, como la idea es aprender, intercambiar experiencias de trabajo, tenemos proyectado pues poder participar con algunas poblaciones que están siendo afectadas por la exploración minera y algunos casos de explotación minera acá en Rumania y un poco para discutir sobre las futuras consecuencias, no solo el problema de contaminación, sino que también las demandas que muchas veces representan las transnacionales contra el Estado o contra las poblaciones por protestar contra los proyectos mineros. Es decir, esas demandas internacionales por parte de las empresas mineras es un problema adicional. Ideea este să putem să schimbăm experiențe, asta am vrut, să cooperăm cu popoare afectate de această problemă, inclusiv aici în România, afectate de exploatarea companiilor de minerit, pentru că vrem să discutăm despre consecințele pe care le pot avea pentru viitor, nu doar în ceea ce privește mediul înconjurător, ci și toate situațiile de arbitraj internațional care se pot ocaziona. N-au încercat acești coloși industriali, să spunem așa, să-l oprească în demersurile sale, să-i închidă gura, cum se spune pe românește? Estos colosos industriales no intentaron hacerle callar? Bueno, en algunos casos hemos, en El Salvador hemos sido perseguidos, aludimos que es por las trabajadoras de las empresas mineras. Gran parte del grupo que en el cual nosotros estamos, en algunos momentos hemos sido perseguidos, amenazados, y muchas veces también los trabajadores de las empresas mineras han querido comprar las voluntades de estos liderazgos para que se pongan en función de promover la buena energía, la buena minería, según ellos, ¿no? Problemas los tenemos, diríamos, a diario en El Salvador. Sin embargo, tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad social con las comunidades y vamos a enfrentar cualquier problema que atente con la vida humana. Vamos a enfrentar un problema que afecte directamente los derechos humanos. În anumite cazuri am fost urmăriți mai mulți membri din organizația în care desfășor eu activitatea și credem că este posibil să fi fost urmăriți de către muncitorii din companiile de minerit. Mulți dintre noi am fost în situația în care au încercat să ne cumpere voința pentru a promova noi în numele lor ceea ce ei consideră că este mineritul sigur. Ne confruntăm cu acest gen de probleme în fiecare zi în El Salvador, dar avem o responsabilitate etică și socială și vrem într-adevăr să continuăm luptând pentru drepturile umane.
Iar această responsabilitate etică și socială se traduce până la urmă și în acțiunea pe care Bernardo o organizează la Cluj-Napoca, o dezbatere publică, precum și discuții sub egida, cum poate o companie privată să dea în judecată statul. Asta este ceea ce se va întâmpla la Cluj-Napoca, asta este ceea ce el organizează și lucrul cu care va veni în fața publicului. Y esta responsabilidad ética y social de la que habló es la razón por la que se encuentra aquí en Cluj-Napoca para hablar sobre cómo puede una compañía demandar a un gobierno. Es porque por lo que ha venido aquí. Bueno, en primer lugar es para compartir con los liderazgos sociales antimineros que están aquí en Rumania enfrentando la conflictividad contra las empresas mineras. Lo que queremos dar a mostrar es que uno debe estar comprometido como líder, como trabajador social con las comunidades para enfrentar este tipo de problemas y hay que hacerlo unido, porque las empresas mineras muchas veces tratan de separar a la población para poder tener una mayor capacidad para convencerles y de esa manera ellos garantizan su explotación minera, ¿no? Entonces, compartir con esos liderazgos diríamos las metodologías, los mecanismos, cómo hay que organizarse para poder enfrentar estos tipos de problemas con estas transnacionales. În primul rând sunt aici ca să împărtășesc experiențele cu liderii organizațiilor antiminerit. Vrem să vorbim, să demonstrăm că este foarte important un compromis, un angajament cu această mișcare și că unitatea este foarte de folos. Pentru că, în general, companiile de minerit încearcă să despartă poporul, să-l mențină despărțit, pentru că așa este mai ușor să-și desfășoare activitatea. Deci, ce vrem să facem aici la Cluj-Napoca este să împărțim mecanismele pe care le folosim în El Salvador pentru a ne organiza împotriva acestor companii. Bernardo se află acum în România, însă el călătorește, să spunem așa, aproape ca într-un turneu prin mai multe țări pentru a explica oamenilor ce se întâmplă de fapt în spatele acestor lucruri, acestor exploatări. Îi mulțumim foarte mult pentru că vine în fața publicului, pentru că realizează astfel de acțiuni de conștientizare până la urma situației, cât și pentru faptul că a fost alături de noi astăzi la Bună Dimineața Transilvania. Usted viaja, he oído, como en una especie de tour por Europa para explicar esta situación a todos los interesados. Le agradecemos mucho por trabajar para que la gente tome conciencia de lo que está pasando y también le agradecemos mucho su presencia en este programa de hoy. Gracias a ustedes por permitirme estar acá compartiendo con el pueblo de Rumania ese trabajo que hacemos y hacerles un llamado a que es importante defender sus territorios, defender sus comunidades y particularmente defender la vida del pueblo rumano. Bueno, acá en Rumania, valga la redundancia, y gracias por el espacio. Mulțumesc vouă pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a împărtăși cu voi viziunea mea și vreau să vă încurajez mai departe pentru că este foarte important să vă apărați teritoriul și libertatea. Mulțumim, îți mulțumim și ție pentru că ne-ai ajutat ca mesajul lui Bernardo să ajungă la toți telespectatorii noștri. Doamnelor, domnilor, între 8 și 30 octombrie 2015 are loc la Cluj-Napoca Bienala Internațională de Ceramică. Vorbim imediat despre acest subiect. Urmăriți imagini interesante.
Am revenit, doamnelor și domnilor, în platoul matinalului nostru Bună dimineața Transilvania, alături de mine domnul artist Marius Georgescu, împreună cu domnul Gabriel Smicală. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Cu Bienală Internațională de Ceramică, ediția a doua la Cluj-Napoca în această perioadă. În primul rând, felicitări pentru că organizați un astfel de eveniment interesant despre care o să vă rog să ne dați mai multe detalii. Anul acesta, Bienala Internațională de Ceramică se transformă deja într-un adevărat festival al artei ceramice, datorită faptului că nu este doar o expoziție la Muzeul de Artă, unde sunt invitați din străinătate. E adevărat că este o expoziție de anvergură, unde avem peste 100 de artiști din 37 de țări, din toată lumea. O participare consistentă, să spunem. Da, și un juriu internațional. Un juriu internațional care, mă rog, aceasta este o competiție. De fapt, este cumva nucleul și centrul acestui eveniment. Dar în acest context ne-am gândit să creăm un cadru în care să se poată manifesta atât tinerii artiști, fiind capitală culturală europeană a tineretului Cluj anul acesta, cât și artiștii consacrați din România. Astfel avem expoziția Ceramici din România la Casa Matei, unde sunt peste 30 de artiști importanți din România consacrați în domeniul ceramicii, și trei expoziții dedicate tinerilor artiști. Mâine se vor deschide la Liceul de Artă și la Galeria Horeb, Expo Student la Liceul de Artă. Sunt studenți și elevi ai Liceului de Artă care expun acolo. Și la Galeria Horeb sunt absolvenți, tineri artiști care au terminat de 3-4 ani studiile de licență sau masterat. Mai există și o expoziție a premiantului la secțiunea tineri artiști de acum 2 ani, Vasile Cătărău, la Galeria Quadro, pe strada Napoca. O expoziție foarte interesantă. Primul eveniment care da, a deschis. Și nu în ultimul rând, o expoziție internațională pe lângă cea de la muzeu, la Galeria Iaga, unde expun artiști, în jur de 10 artiști din diferite țări. La acestea se adaugă o activitate a Centrului Cultural Francez, tot în parteneriat cu Universitatea de Artă și Design, legată de fotografie și ceramică, unde împreună cu Școala de Ceramică de la Limoges se face la Castelul Ciucea, de la Castelul Goga, de la Ciucea, o expoziție foarte interesantă, luni va fi vernisată. Așadar, pe lângă participarea internațională, 37 de țări, pomeneați puțin mai devreme, și un parteneriat, să spunem așa, internațional. Da. Și ceea ce dă iarăși complexitate evenimentului este faptul că pe lângă aceste expoziții despre care ați vorbit puțin mai devreme, în cadrul bienalei au loc conferințe, au loc workshop-uri, da, proiecții de filme documentare. Că n-am terminat cu prezentarea, că avem o pagină de program. Deci, într-adevăr, există pentru o cât mai bună apropiere de ce înseamnă procesul ceramicii o secțiune de film documentar care va rula la muzeu. Și la Liceul de Artă. Da, Ceramic Process, The Art of Fire, deci procesul de creație a obiectului de ceramică. Noi vedem chiar acum imagini în ecran despre munca în acest domeniu al ceramicii. Sunt imagini care vor putea fi văzute la muzeu și în Centrul de Cultură Urbană Casino în zilele de 14, 22 și 28. După masa vor fi proiecții de filme în parc pentru publicul clujan. Extraordinar. Dumneavoastră veniți din zona liceenilor, să spunem așa, temelia educației, a specializării înspre această zonă a ceramicii. Sunt tinerii din ziua de azi interesați de această formă artistică? Cu siguranță că da. Cei care vin în contact cu materialul ceramic, cu siguranță nu-l vor părăsi. E greu ca să se îndrepte către liceele vocaționale, deoarece ei consideră că acolo nu se face suficientă școală. Ori nu este adevărat. Școlile vocaționale au o structură identică cu acelorlalte școli de masă. În plus, avem acea plus valoare care sunt orele de specialitate.
ore care le dau au un rol extraordinar de important în profilul, identitatea fiecărui individ, a fiecărui elev. Și asta este extrem de important ca să vină către noi. Cu siguranță vor rămâne, dacă nu în zona ceramicii, a graficii, a oamenilor care de fapt se exprimă sensibil. Este o acțiune dificilă aceea de a realiza obiecte ceramice? Este o muncă migăloasă, meticuloasă? Presupune multă cunoaștere, o inteligență, deci nu sunt, nu se face un obiect ceramic, necesită un efort și o cunoaștere foarte deci atentă a materialului cu care lucrezi, având posibilitatea de a lucra cu o diversitate de materiale, deci ceramice de la structuri diferite, densități diferite, culoare, formă, toate, și este o artă care de fapt capătă forță datorită focului. Focul nu iartă niciun fel de greșeală. Deci pentru a nu greși trebuie să cunoști foarte bine o tehnologie bine pusă la punct pentru a construi volumul, pentru a-l susține prin culoare, prin smalțuri, glazuri colorate. Deci e o muncă laborioasă și spectaculoasă. Așadar, după acest proces de creație, îmi cer scuze, toată lucrarea va trece prin foc pentru a-și căpăta rezistență, trăinicie, durabilitate. Da, dincolo de aceste aspecte tehnice, există și o parte spirituală a lucrurilor, apropierea de alchimie, să spunem, a artei ceramicii, a faptului că odată cu lucrarea care se transformă în cuptor, are loc o transformare și interioară a celui care o creează, deci există mult suflet pus acolo, care arde și el în aceeași măsură și la aceeași temperatură cu lucrarea din cuptor, și rezultatul este în cele din urmă un obiect care poate să traverseze secole, pentru că cele mai vechi vestigii și mărturii ale civilizației omului sunt obiecte din ceramică, care arheologii le citesc acum. În general, lumea confundă ceramica cu obiectul funcțional. Ori ceramica de la Cluj, deci dacă se vorbește de o școală de pictură la Cluj, ceramica de la Cluj are o orientare foarte specială în peisajul ceramicii contemporane mondiale. Este ceramica sculpturală, deci nici de cum nu este vorba doar de parte de design, de design de obiect. Există și acest departament bine profilat. De fapt, întreaga manifestare este gândită pentru a schimba o mentalitate. O mentalitate legată de obiectul de artă, de percepția obiectului de artă, de ceea ce înseamnă ceramica și de posibilitățile de expresie ale acestui material extraordinar, care se pot căpăta valențe plastice și de expresie foarte, foarte interesante. Adică, pe lângă faptul de pentru volumetria obiectului, intervine și culoarea, relația între culoare și volum, care în ceramică dau un plus de interes obiectului de artă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și pentru că ne-ați povestit atât despre acest proces artistic interesant și inedit de muncă în domeniul ceramicii, cât și despre evenimentul, despre Bienala Internațională ce va avea loc la Cluj-Napoca, aflată la ediția a doua. Mult, mult succes și vă așteptăm cu drag din nou pentru a ne împărtăși rezultatele, experiențele în cadrul acestui eveniment. Și noi vă mulțumim foarte frumos pentru invitație și așteptăm publicul clujan și nu numai să participe alături de noi la toate evenimentele care de fapt sunt în derulare. Să sperăm că vor veni în număr cât mai mare și se vor alătura acțiunii dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, mergem mai departe, vom discuta imediat despre un turneu național de muzică Fadu. Rămâneți alături de noi! São loucas, são loucas, são loucas.
dentro do meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Ricardo Caria, doamnelor, domnilor, a sosit în platoul Bună Dimineața Transilvania. Este artistul și organizatorul concertului ce va avea loc la Cluj-Napoca și este pregătit să ne spună mai multe despre această inițiativă. Bine ai venit, Ricardo, da. Bună dimineața. Bine v-am găsit, bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, ne pregătim intens pentru seara de astăzi la Cluj-Napoca. Suntem într-un turneu național. Cluj e al treilea oraș din turneu. Am fost la Timișoara, am fost la Oradea tot săptămâna asta. Și acum ajungem aici, în orașul care îmi place foarte mult. Unde susțineți un spectacol pe care TVR Clujul va înregistra și îl va difuza. Și noi îți mulțumim, publicul va avea acces să vadă aceste imagini, să vadă această atmosferă interesantă, lumea fadului în care tu ne introduci. Corect, lumea fadu, care e o muzică sufletului, cum se spune, pentru că nu ai nevoie să înțelegi cuvinte, să simți ce se transmite de pe scenă către public. La ora 20 astăzi, la Casa de Cultură a Studenților, Cluj va avea șansa să vadă un spectacol unic în România. Am norocul de a fi în România, de a vorbi în română și a putea să explic puțin despre fado, despre cultură portugheză, despre ce înseamnă Portugală și Lisabona, de unde sunt eu născut, să zicem. Originele fadoului, originele fadoului și originele mele. Maure ale Lisabonei. Exact, exact, așa este. Și să sperăm să fie o seară reușită, cum a fost și în celelalte orașe. Noi după aia vom merge mai departe, dar este un oraș care eu aștept de mult să ajung cu acest spectacol și atunci abia așteptăm de seară să ne vedem la Casa de Cultură. Și atunci te rog, introdu-ne puțin în această atmosferă fadului. Spune-ne mai multe despre origini, despre ce te-a atras pe tine, da, și te-a făcut să te apropii de acest stil muzical, sigur, artistic până la urmă. Corect. De muzică, dans. Eu, în timpul facultății, eu fiind inginer de meserie, dar fiecare facultate, da, interesant, dar în ce treabă, m-am făcut inginer, dar în cadrul facultății exista un ansamblu de muzică tradițională. Fiecare facultate are un ansamblu. Asta se întâmpla unde și când? În Lisabona, în 1997. Când am intrat la facultate, dar atunci de 17 ani. Făceai parte, da, dintr-o brigadă artistică, exact, să exact spunem. Era ca un cor, să zicem, dar și fiecare avea și instrument, se numește tună, așa zicem noi. Și mergeam prin festivaluri cântând muzică tradițională, inclusiv fado. Acolo mi s-a prins pasiune pentru muzică fado, pentru muzică în general, pentru cântat la instrument, pentru cântat la voce. Și era ca un hobby, să zicem. După aia am luat viața normală de inginer după ce am terminat facultate și am ajuns abia de 4 ani de zile să aleg să opresc ceea ce făceam și să merg pe drumul ăsta al muzicii, care simt că este al meu cu adevărat. Așa că, dar n-am început cu fază, am început normal ca orice, cum să zic, aspirant, cântăreț, să zic, cu piese, cu cover-uri, cu o trupă, cu evenimente private și așa mai departe. Dar anul trecut simțeam că acum e momentul să fac ceva special dacă vreau să fiu puțin mai cunoscut și recunoscut în ceea ce fac. Și fiind portughez, fiind aici în România, văzând că publicul din România este destul de receptiv la muzică fado, pentru că văd în fiecare an sunt concerte, mai ales la București, cu artistele noastre cunoscute, știam că pot să o fac într-un spectacol mai puțin altfel, mai mult interactiv cu public, vorbind română era mai simplă comunicare decât în engleză. Apropo de asta, de unde ai învățat să vorbești atât de bine română? Acolo, în fabrică unde lucram, la Arad. Pentru că zi de zi cu muncitori, cu oamenii mei din departamentul de inginerie, mi s-a părut normal să învăț limba cât mai repede, să pot să comunic cu ei în limba lor. La început, în primul an vorbeam engleză, dar după un an jumate am început să vorbesc. Că e foarte asemănător cu portugheză, chiar dacă nu pare la prima vedere. Și atunci mi s-a părut simplu, faptul că m-am căsătorit în România a fost și asta un ajutor. Și acum deja gândesc în română, nu mai gândesc în portugheză. Deci e automat tot. Mi se pare foarte... E ca și limba mea natală. E incredibil. În legătură cu fado. Fado este un gen muzical cu 200 de ani, așa cum o știm astăzi.
are multe influențe, are influențe din zona portoară, din Lisabona, unde se cânta o anumită muzică tradițională prin diferite cartiere care avem în centru, în centru vechi. Influențe venite din Brazilia. Da, din Brazilia, din Africa, care aducea ritmuri, aducea versuri, aduceau versuri, da, din partea navigatorilor care plecau în descoperiri. Și acest amestec a format, să zicem, genul ăsta muzical fado, care este caracterizat de un instrument unic și special care există doar în Portugal, chitară portugheză. Formă de pară. Da, exact, chitară în formă de pară. 12 corzi? Corect. 12 corzi, în perechi de două. Știi să mânuiești bine? Nu, știu să ascult. Atât. De aia știam că acest spectacol nu putea să fie adevărat, dacă nu avea chitară portugheză, așa că am adus un prieten de-al meu, foarte bun din Portugal, din timpul facultății, care cântă la chitară portugheză și e alături de noi aceste două săptămâni aici în România, Luis Coelho se numește, și dă o culoare extraordinară la spectacol și sună cu adevărat atunci muzică fado. Așadar, cu adevărat, un stil autentic. Da, un stil autentic pentru oamenii frumoși. Avem și o surpriză în limba română, vreau să spun. În fiecare concert cântăm o piesă și în limba română cu chitară portugheză, ca să dăm și puțin din sunetul lui fado la această piesă. E o piesă care a fost primită foarte bine la Timișoara și la Oradea. Și fac oamenii să simtă cumva că noi ne gândim și la ei. Și nu doar la faptul că vrem noi să facem un spectacol. Important, fiecare persoană care vine, pentru mine este foarte important, pentru că este cumva un catalizator ca să pot să fac eu în continuare ceea ce îmi doresc mai mult. Această seară la Cluj-Napoca, la Casa de Cultură a Studenților, ora 20. Da, exact. O întâlnire cu publicul. Ce urmează? Unde pleci mai departe? Ce alte spectacole ne pregătesc? Da, mai avem încă 3. De fapt, 4. Dar 3 sunt incluse în turneu. Luni, în 12 octombrie, la Sala Tale, vom fi la Sibiu. După aia, 13 octombrie, marți, vom fi în Brașov, la Sala Patrie, cu o invitată specială. Și la Sibiu avem pe un invitat special și aici avem, o să zic imediat, Marius Bălan va fi la Sibiu, un fost coleg meu de la un concurs de televizor care am participat. Marți, Dalma Covaci la Brașov, o artistă deja foarte cunoscută în România. Și în 15 octombrie, concertul de încheiere a turneului la București, la Palatul Național al Copiilor, cu Isabela Barbu, sau Jezebel, așa pe nume de scenă, care e o artistă extraordinară și va cânta și ea în portugheză cu noi. Și mai avem încă un festival de muzică portugheză organizat la Alba Iulia pe 17 octombrie. Cam astea sunt evenimentele. O pleiadă adevărată, da. de evenimente. Și aici la Cluj vreau să remarc, este și avem o invitată care e prima dată când va fi pe o scenă mai mare, se numește Ioana Racolță. Este un om extraordinar, o prietenă foarte bună, care acum la 30 și ceva de ani, ca și mine, a ales să schimbe puțin măcazul și să facă ce îi place și le dăm oportunitatea să cânte alături de noi, tot în portugheză, fiind și ea o iubitoare a țării mele, pentru că a stat acolo câțiva ani și vorbește foarte bine portugheză, așa că o invităm să fie alături de noi. Extraordinar, Ricardo, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi, pentru că ne-ai dat toate aceste informații interesante, ne-ai introdus în lumea fado, călătorie ce va continua în această seară. Apropo de asta, doamnelor, domnilor, de seară, Casa de Cultură a Studenților, ora 20, sunteți invitații specialului Ricardo Caria, care vă pregătește o surpriză muzicală în stil fado. Noi mergem puțin mai departe și în același timp îl avem la telefon pe prietenul Ernő, care împreună cu Ildico au pornit într-o călătorie inedită. Spun departe atât la propriu cât și la figurat, ei se află departe de țară, au plecat pe jos de la Cluj-Napoca și doresc să ajungă la Londra, iar noi acum dorim să aflăm unde au ajuns în acest moment. Te salutăm, Ernő, bună dimineața! Bună dimineața! Pe unde sunteți voi și ce se întâmplă pe acolo pe unde sunteți voi? Suntem în Belgia, în orașul Leuven, cu 30 de kilometri de Bruxelles. Și astăzi ajungem la Bruxelles. Extraordinar! Toate bune acolo la voi în călătorie? Da, tălpile, un pic ne dor, dar ce să facem? Mai avem puțin. Mai aveți kilometri foarte mulți, 1700 de kilometri în picioare. Și am fost în Olanda, am fost invitat de un grup de artiști, Mirrors of Romania, unde am ținut o conferință, Haga, a fost foarte fain. Am fost transportați de pe traseul nostru și readus până la Maastricht, de unde ne-au luat.
și acum o să ajungem și la, și la Bruxelles. Am, de, luni am fost invitați de europarlamentari, unde o să ținem o conferință de presă. Ne pregătim pentru bătălia de la Londra. Extraordinar, noi vedem chiar acum în ecran poze din, din călătoria voastră. Vă vedeam puțin mai devreme la Marea Nordului, undeva în, în Olanda. Erau ceva poze de la, de la plajă cu tine. Peripeții, da, lucruri neobișnuite prin care ați trecut în această perioadă în călătoriile voastre. Oameni interesanți pe care i-ați cunoscut. Da, am cunoscut oameni minunați. Am cunoscut și mulți români. Chiar în Maxi mi-a cazat o familie română, o cunoștință veche de-a lui Ernă, care... Cunoștințe pe care cu ocazia asta le-am vizitat, deci nu știu, dacă nu porneam pe jos, atunci poate nu-l vizitat. Deci foarte interesant. Și mașinile încă mai opresc și ne salută în limba română, e foarte interesant. Extraordinar, iată că mesajul vostru a ajuns la oameni, oamenii vă, vă salută, vă apreciază această, această călătorie. Noi de asemenea suntem alături de voi, ne reauzim luni în cadrul matinalului Regional Cafe. Vă mulțumesc foarte mult, Ildico, mulțumesc, Ernă, pentru că ați fost alături de noi telefonic în această dimineață. Doamnelor, domnilor, emisiunea din această dimineață ajunge la final imediat, așadar este firesc să anunț câștigătorii concursului, cei care vor putea să meargă pe baza unei invitații pe care noi oferim la concertul Joe Satriani, ce va avea loc la Cluj-Napoca în data de 13 octombrie. Așadar, Acolța Ioana și Crișan Liana sunt fericitele câștigătoare. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, ne revedem curând, la revedere!